scrie în lege că educația este prioritate națională. Și ne putem opri aici, pentru că, desigur, după aia apar întrebările, adică cum? În ce sens? Ce am făcut pentru ca acest lucru să fie pus în practică? Deci scrie în lege. Avem resursele, e semnul întrebării la sfârșit, umane sau financiare, avem condițiile, avem respectul, nu răspund la întrebări de acest gen. Cred că educația e soluția la multe lucruri, aproape la toate, dar aș avea un mic bemol la acest lucru, niciodată singură. Niciodată singură. Educația nu este o soluție, este soluția probabil cea mai importantă pentru că e pe termen lung, dar niciodată singură. Nu poate să rezolve problemele și probabil că unul din lucrurile pe care le pot spune foarte repede este acea rată de părăsire timpurie a școlii, în care educația cu măsurile pe care le-a luat a reușit între 2000 și 2008 să reducă cu 7 puncte procentuale rata de părăsire timpurie a școlii. De la 22,7 parcă la 15,7. Este extraordinar. 7 puncte procentuale e foarte mult. Și păstrând aceleași condiții, aceleași măsuri educaționale, îndată ce a apărut criza, am ajuns la 18. Deci a crescut. Ăsta mi se pare mie exemplul cel mai bun ca să arăt că educația poate face minuni, dar niciodată singură. Că mai sunt și alți factori care influențează și participarea și calitatea și că pentru a reuși e nevoie de mai mult sau de sprijin pentru educație de la celelalte sectoare. Cred că ar trebui, în primul rând, să avem politici coerente, stabile, atât din punct de vedere al legislației, al reglementărilor, cât și din punct de vedere curricular. Asta e important și, în general, foarte multă lume se îndreaptă către schimbarea acestui cadru legislativ, din nefericire, aș spune. Pentru că esențial nu e atât cadrul legislativ, e foarte important. E important să fie coerent, să fie bun. Dar dacă ne uităm cu atenție, constatăm că e onorabil ceea ce avem noi. Problema majoră pe care o avem noi este cum se pune în practică acest cadru legislativ. Deci nu schimbarea neapărat a cadrului va rezolva problema. Mai degrabă felul în care acest cadru este pus în practică la nivel local, cu coerență, cu consecvență, pe o durată lungă de timp, pentru că sistemul educației este unul inerțial. El nu se schimbă așa. Am schimbat legea, gata, s-a rezolvat problema. Ca să schimb legea, după aia vine reglementarea secundară și după aceea vine înțelegerea acestei reglementări secundare și aplicarea ei întâi la nivel formal și pe urmă la nivelul internalizat, să spunem. Deci, practic, cred că problema fundamentală este reforma care, zic eu, încă nu s-a făcut sau s-a făcut parțial puțin, este reforma la firul ierbii, aceea la nivelul clasei. Pentru că, de fapt, dacă ne uităm la rezultate proaste, la examenele naționale și la examenele internaționale, ele nu sunt neapărat legate de cadrul de reglementare. Ele sunt mai degrabă legate de practica din clasă și la cât învață sau nu învață elevii noștri. Și asta trebuie să acceptăm odată, să nu mai schimbăm regulile de câte ori se schimbă guvernul, de exemplu, pentru că nu regulile erau cele proaste. Ce se întâmplă la școală? Percepția mea în continuare este că fundamentale, sunt sigur și reglementările sunt importante, trebuie să fie clare, logice, coerente, dar cheia oricărei schimbări în educație este cadrul didactic. Mai puțin manualul, mai puțin programa școlară, cadrul didactic. Și pentru asta, el trebuie să aibă o formare inițială de calitate și adecvată la ceea ce se așteaptă de la el, trebuie să aibă acces și dorința de a participa și să participe la formarea continuă, trebuie să fie atras către profesiune, și asta nu prea se întâmplă, din nefericire, atras din multe puncte de vedere. Nu neapărat din punct de vedere al salariului, dar sigur că și din punct de vedere al salariului. Pentru că dacă vreau să am un învățământ performant, trebuie să am cadre didactice performante. Iar acestea nu vor veni în sistemul de educație dacă pot fi plătite mai bine în altă parte. În mod evident. Se vede clar cel puțin pe două segmente, IT-ul și limbile străine, unde există deschidere către alte domenii decât educația și, practic, e greu să-i mai găsești. Acolo este lipsă de profesori. Trebuie să fie interesantă profesia nu numai din punct de vedere al salariului, ci din punct de vedere al condițiilor de muncă. Și asta iar nu ni se întâmplă. Și în sfârșit, și nu în ultimul rând, aș spune eu, cercetările arată că, în general, acesta e pe primul loc, e satisfacția profesională, pe care profesorii noștri au pierdut-o.
nu mai au. Sigur că ea vine din multe lucruri și n-am să intru în detalii și e vorba de statutul social al profesorului. Statut social care nu e atât, nu, sau nu numai legat de finanțare, ci și de modul în care societatea se uită la profesor. Din ce în ce mai puțin, din ce în ce mai urât, ca să spun așa, se uită urât și are pretenții foarte multe, justificate, nu spun că nu sunt justificate. Dar, pe de altă parte, profesorul este extraordinar de frustrat că el n-are și se cere foarte mult de la el. Deci, spuneam, cheia e cadrul didactic și, desigur, ca să obținem un cadru didactic de calitate, trebuie să avem resursele și cele financiare. Adică ar trebui să ne hotărâm să le dăm. Nu se poate cere întotdeauna de la sistem să obțină ceva fără să-i dea nicio resursă suplimentară. Am să dau două exemple. Consilierea și orientarea. E o componentă cheie a sistemului, pe care o facem în mod miraculos, improvizând întotdeauna și fără resurse. Pentru că toate persoanele de suport de care sistemul avea nevoie nu prea sunt. Sau numărul lor e total insuficient. Nu vreau să vorbesc despre buget, pentru că îl știm, el este același, dar e vorba și de perspectivă. Ni se spune acum să facem proiectare bugetară pe programe, ceea ce pare un lucru normal și toată lumea îl face. Ni se cere să scădem rata de părăsire timpurie. Banca Mondială a făcut o strategie și acolo sunt niște sume exorbitante. Dar dacă din nou vom avea toate țintele din această strategie și niciun ban, e puțin probabil că vom reuși să reducem în mod semnificativ această rată. Deci, cum spuneam, reglementări clare, aplicarea la firul ierbii, resurse umane și financiare. Cred că mă opresc aici. Vă mulțumesc!